Curtea Constituțională, ziceam, săptămâna viitoare trebuie să se expună. Există două soluții. 50-50, da? Ori decide că alegerile anticipate pot avea loc și atunci când pot avea loc? De unde bani ca să aibă loc? În continuare, din câte înțeleg eu, și pâinea și cuțitul este în mâna socialiștilor. Bani, bani, asta nu-i problemă. Deci banii. E o problemă. 120, 120 de milioane. Uitați-vă. Uh, în Constituție scris că Parlamentul nu poate fi dizolvat mai mult decât o dată pe an. Da. Asta, asta teoretic înseamnă că el poate fi dizolvat în fiecare an da. Deci, asta, asta înseamnă că banii oricum trebuie să există. Pentru alegeri, oricum. Le există. nu sunt de -a, de -a dumneastră, Dar dumneavoastră, v-ați gândit la faptul că noi suntem pe sistemul mixt și dacă, de exemplu, dimisionează mâinii pe mâini 20 de deputați pe circunscripție, dumneavoastră, știți cât costă alegerile în 20 de circunscripții care trebuie să fie conform legii. Deci asta nu e argument serios că nu sunt bani. Nu, bani nu, sunt nu, spate domnul nu ați înțeles corect. Eu, Eu sunt sigur că în buget pot fi găsiți bani. Că atunci când da. trebuie să găsesc pentru fel, tot felul de lucruri. Eu întrebam, cum de cum faceți așa încât acești bani să fie alocați? Pentru asta mecanismi trebuie mecanismi legale, să ridice mâna niște deputați și de dorit 51, nu? Eh, sau câți? Nu, neapărat există mecanisme care, 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 deci repet, suma asta nu poate Socialiștii pot bloca fi... Alegerile anticipate, dacă curtea, chiar dacă curtea dacă se expune, curtea se expune, expune loc, Și președintele dizolvă Parlamentul, socialiștii deja nu mă pot spune nimic. Recent, luni, la Cutia Neagră, ministrul justiției, domnul Fadei Nagăcevski, zicea și ce, dacă curtea constituțională spune că se trebuie dizolvat, dar se poate întâmpla, de exemplu, deputații să decidă să facă în continuare ședințele Parlamentului. Păi... Cine le poate interzice? Ia acum nu le fac când, când trebuie să fac, dar când vor fi dizolvați. Eu nu știu, eu nu cred că să va merge la uzurpare directă a puterii în stat, fiindcă asta până la urmă este o chestie penală, da? Eu cred că asta e mai mult o bravadă din partea... Domnule, domnul Iacob, ați căzut pe gânduri. Pe mine mă întristează discuțiile astea și situația în care noi suntem. Sigur că eu aș fi vrut ca, ca noi să găsim Compromisurile la masa de discuții, la masa de negociere împreună cu președintele țării, să găsim o soluție și să găsim un compromis și toată lumea să meargă liniștit într-o direcție sau alta. Și să nu ținem și poporul în spatele, fiindcă toate partidele care există pe scena politică, ei mai exploatează și alegătorii săi. Și să nu credeți că alegătorii stau, stau pe, pe, o singură, pe o singură felie sau sunt într-o singură tabără noi astăzi nu vedem poziția adevărată sau revolta adevărată a legătorilor. Noi vedem pe aștia, pe Facebook, care, mă rog, sunt grupul cu tare, e pe Facebook cu tare, sau la televiziune cu tare și cealaltă. Sunt, nu, sunt, nu, sunt... noi vedem pe toți, când ești la lideri. Păi da, tot. da, când da, veem, da. Pe da. toți n-am cum să atunci când se declanșează un proces politic, o campanie politică, atunci apar, apar argumentele serioase și lupta înverșunată și așa mai departe. Și sigur că eu, care am trecut pe anumite experiențe, nu vreau să se întâmple lupte de astea care duc la, 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 la rezultate imprevizibile. Da, eu altceva întrebam. O decizie a Curții Constituționale, de exemplu, care ar spune că se întrunesc condițiile pentru declașarea legilor anticipate, asta, ar putea fi blocată în Parlament? Și asta, și asta, Mariană, și asta e o problemă. Și asta e o problemă. Noi am făcut Curtea Constituțională ca organul suprem a puterii în stat. Acum a devenit da, mai 5, că jucător, că 5, una, două ne ducem 5 persoane sau patru cinci persoane stau și, și e o decizie. Noi trimitem încolo de mers și așteptăm ce o să spună Curtea Constituțională. Nu e normală situația asta. Dar sper că noi o să depășim, iată, o să găsim un compromis, o să iau o decizie și, și, cumva o să dezlegăm. Nu putem noi să ținem Republica Moldova în, acest, în acest impas, în această situație, în această atmosferă. Eu cred că trebuie și datorie și a președintelui țării, în primul rând, fiindcă el răspunde de dialogul intern în Republica Moldova, <coughs> și partidele politice, care și ei trebuie să aibă o responsabilitate. Noi trebuie să terminăm cu populismul ăsta neterminabil sau, sau înverșunat. Înțelegi? Populism care, 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 care uh, mobilizează o parte a legătorului de partea unui partid, altă parte de partea altui partid și într-o bună zi oamenii ăștia se întâlnesc pe baricade. Și atunci noi noi conștient, conștient creăm această situație. Eu v-am întrebat de înainte de emisiune, domnul da. Deacon, am zis dați-mi un partid din Republica Moldova care, cu adevărat a reușit să adune, s-au venit cu mesaj sincer de a aduna lumea, de a coagula, de a crea această unitate națională. Eu am văzut doar partide care dezbină, din păcate. Chiar dacă ele spuneau și Partidul Democrat a venit cu mesajul, uniți la un moment dat într-o campanie electorală. Noi n-am chemat niciodată oamenii Ei păi Nu au chemat, nu, dar până -am în esență -am folosit, au creat baricadele. N-am folosit terminologia geopolitică niciodată. Noi noi n-am folosit în istoria Partidului Democrat. Politicien. Nu, da, da, asta este unul din cele mai da. cele mai uh, sensibile argumente uh, care care mobilizează și una... da, corupt, corupt și restul nu da. s uh, Corupt, ni corupt, aceea nu, aceea. Tot. Ia uitați-vă câte câte mizerii s-a făcut în jurul în jurul greului.